trebuie să bate asemenea echipe. Oh, ce bună a fost această intervenție a lui Tony Jiche. Pare că le-a început în ofensivă, în terenul advers, dar apoi gata. Jiche, șut! Oh, ce emoții pentru Iacob. Șut foarte puternic al mijlocașului. Rolul pivotului apare și fața porții, să nu uităm că a marcat la Mioveni, dar la capitolul viteză explozie nu stă atât de bine ca Olgarita. Wiggebert caută să se demarce, nu reușește Dragoș Albu. Și acum șansa de contraatac a oaspeților. Ridică privirea Toni Jichenu, avea variante în atac. Pentru FC Argeș parcă au prins ceva curaj băieții lui Prepeviță după acea mare imediată. A jucat pentru FCSB această rundă. Bunul Izatea Creu va juca pentru ea, e clar. Adeviere pentru Balaure. Recuperează însă Piteștenii. A fost Enjiche, Nesacoli. Foarte bună a fost acea verticalizare a lui Iozevic. Vină la... să revină sub comanda lui Gică Hagi. N-a prea jucat din această vară, s-a întors de la Lecce, acolo a jucat doar Politehnica Iași, dar Interul a câștigat bani, stadionul a fost plin ca pe vremuri. Și este și acum Sestor Jiche, bun, bine jucat, cu preluare, cu întors față spre poartă, cu un penal de irosit, la fel și acum, numai că atunci au fost foarte multe ocazii de poartă și de alta. Jiche a primit de la Tofan, fentă bună, bicicleta lui Jiche. Relaxat, volu să se duce să acopere zona din dreapta apărării, acolo unde combină FC Argeș, către linii, deocamdată Marius Constantin. Și iată pe Gari. Iată pe Sestor, că 7 minute până la pauză, greșește, dar revine acolo un Jiche, foarte bine, se cere faul. Să nu aici la Craiova, ca și Bălcini. Un, să spunem, grup de jucători format încă din Liga Secundă. Iată pe Button, posedat aici destul de ușor. Care păreau serioase ale lui Boldor Shilton, se dovedesc a fi doar lovituri banale. Am văzut intervenția lui, pentru că lui Zbuteanu scăpa spre poartă. O, ieșire a lui Ioani și... a stat Bogdan Mitrea, l-a blocat pe vârful lui Dumnezeu Răspăitorul. Din nou Ștefan Baiara. Este Fereu l-a jucat deschis. Cam așa face atunci când nu conduce. Între ei, noul intrat Borza cu Kiki. Remat de Gomez și Piam, potriva 6 adversari. Acum Zebic. Acum mai departe, putem să ajungem să doase pe Jovelo. Dembele, zacenată în sfârșit, Dembele! Nu și ajunge la
Angiche, ventă bună, Iana. Blocat însă, reușește să-i paseze lui CDB, care ajunge primul la minge după traiectoria balonului. Multe zone de libertate, Filip din prima, îl nimerește pe Eli Fernandez. Eli Fernandez, care are de înfruntat întotdeauna numai. Se plasează foarte bine în Chiche și reușește să-l deposedeze pe Bejan. Încearcă de unul singur Petkovski. Foarte important, jucătorii care au venit, nu-i mai puțin adevărat, șutul de mai devreme pe care Ișvan l-a reușit, are gradă de difficult al Marius Constantin. În Chiche, elegant. Amână pasa. Aerisește jocul. A doua eroare, parcă așa cumva trasă la Indigo. Cu ceea ce... Cajarea e prea scurtă. Rizmuteanu, deposedat de... Face mingea asta în centru, Bertrand, spre înapoi, în fine. Pericolul este anulat imediat de această recuperare. Iar va fi up 100%, pentru că, în mod normal, perechea de fundaș central asta ar trebui să fie... Bună, iată Pepe, un mai departe, Dumitrescu, o întoarcere, se cere penaltic odată și a fost intervenție. Pentru 65, Jiche. E la curma partidei, să spunem. A marcat odată, tot crescut la Rada, acum s-a și născut. De la Rada a plecat la Astra. Minge pe care o pierd. Sare pentru Garita, Garita scapă de Scarla Tache. Lukaku de la Argeș, cam așa a fost faza. Trebuie să alerge foarte mult, deci trebuie să arate așa. Oh, ce eroare, e trist, poate, recuperare. Tocmai asta trebuiau să evite să nu fie găsit Garita. Șutul lui Garita, bine. Pe flancul drept, Ișvan, două dribbling-uri, pasă excelentă și este gol! Argeșul! Marchează Garita, minutul 55.